Cutremure, a fost vorba de cutremure cu focare la adâncimi destul de mici, undeva între 2 și 5 km. Epicentrele acestor mișcări seismice au fost localizate cam la 16-20 de km de comunele Schela și Izvoarele. În comuna Izvoarele, de altfel, sunt cele mai mari probleme. Localnicii de acolo s-au plâns, sunt foarte afectați de aceste cutremure. Casele au crăpături din ce în ce mai mari, unele dintre ele sunt în pericol de prăbușire. Până acum, autoritățile au dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare. Zilele trecute chiar premierul Victor Ponta spunea că nu există niciun motiv de panică. Iată, lucrurile nu s-au schimbat. În continuare, localnicii din Schela și Izvoarele se confruntă cu aceste cutremure. Da, așadar, iată, încă 3 cutremure au avut loc în această dimineață în Galați și vorbim chiar cu un locuitor de acolo, din comuna Izvoarele, domnul Ioan Bostan. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Bostan, ce ne puteți spune? Ce intensitate au avut cutremurele care au fost în această dimineață? Astăzi dimineața, începând de la ora 3:10, la 3:10 a fost un cutremur, o intensitate medie. Bănuiesc că, după cultura mea generală, a fost în jur de până în 3. La 3 iarăși dimineața a fost iarăși altul, tot în jur de 2,5-2,8. Am mai avut multe replici sesizabile numai din localitatea noastră. Astăzi dimineața iarăși a fost, bănuiesc că au fost peste 3,5 cu multe replici care deja ne-a băgat într-un stres psihic foarte mare. Nu știu, bănuiesc că s-a luat legătura cu autoritățile, tot încearcă să ascundă, să nu știu ce se întâmplă, că încă nu se spune adevărul. Noi încercăm să ne spună adevărul, să ne spună: domnule, uitați care e treaba, este din poziția asta sau din poziția cealaltă. Nu știu, e ceva... Domnule Bostan, dar până acum cine și ce v-a spus? Da, la voastră, ca locuitori acolo, din zonă. Da, ne s-a spus și, într-adevăr, s-a montat un aparat seismologic în localitatea Izvoarele, dar am cerut să vină și un geolog care este strâns legat seismologia de geologie. Bun, ni s-a a rămas la stadiu de vorbe, bun, și ceva promisiuni că o să vină și un geolog, dar când, nu se știe. Ceva nu este în regulă la noi acolo, că toți suntem luați de tâmpiți de toate cuvintele rele, dar ceva undeva la 3 sferturi din localitatea Izvoarele, la o adâncime, se întâmplă ceva ciudat acolo. Deci evită autoritățile, în special specialiștii, evită să ne spună adevărul despre... Să ne spună că ceva nu e în ordine și să încercăm să ne salvăm măcar viețile, dacă nu și bunurile care le avem. Domnule Bostan, avem o rugăminte la dumneavoastră să rămâneți în linie cu noi, pentru că vrem să stăm de vorbă și cu altă localnică de acolo din zonă. Da. Doamna Ioana, da. Bună dimineața! Da! Spuneți-ne ce să... Da. Ce se întâmplă acolo? Au fost 3 cutremure în această dimineață. Alo. Da, vă ascultăm, da, vă auzim. Mă auzim. De la ora 3 azi noapte și până la acum la 8:30 a fost 7 cutremure a fost. 7? 7, da. 7 și unul mai mic. 7 de la 3 a fost mari la 8:30. A fost 2-3 mari și... Restul de intensitate mai mică. Nu le-ați reținut așa ca pe de crocotețe și pământ. Crocotețe și pământ, așa, 3 mai mari și 3 mai mici, 4 mai mici, așa, mai puțin. Cum rezistați? Am înțeles că sunt probleme. Ce mai facem? Suntem îmbrăcați, sunt primeniți pe pasul de plecare, nu știm cum trebuie să luăm. Dar v-a spus cineva ceva, v-a liniștit cineva, v-a explicat? Nu mi-a spus nimic, nu vine nimeni, spui, stați liniștiți. Aveți ieri cu un bag de apă mineral, au trecut în fugă, nu ne-a băgat în seama, a plecat și gata, atâta. Da, asta e treaba, noi nu mai putem să mai stăm, azi noapte am stat îmbărcați la mașina patului. De azi dimineață suntem în crimea nici îmbărcați și uităm să vedem ce se întâmplă. Ne uităm în zarea dealului, ne uităm în sus la Dumnezeu și uităm ce se întâmplă cu noi. Doamna Ioana, dar casa în care locuiți a avut de suferit în urma acestor cutremure? Să vede, au venit băieți, au filmat să-i degradare, au crăpat, să lasă jos. Au crăpat zidurile? Au crăpat zidurile, să lasă jos, mamă, să lasă casa cu totul jos. Deci nu e vorba doar de crăpături, practic se surpă terenul, înțelegem din ce spune. Da, să lasă jos, crocotețe sub pământ și casele să le coboară jos. Doamne, am înțeles.
am înțeles că au fost trimise acolo niște echipe care monitorizează această... Au trimis, mamă, chiar aici, pe drumul. Eu sunt în centru aici, chiar la dealul ăsta cu pricina. Sunt chiar în fața școlii eu. Așa. Și sunt motorizați chiar aici, în fundul școlii, aici, la 2-3 case. Așa. Dar nu spune nimic. Și nu v-au spus nimic până acum? Nu spune nimic, toată lumea face din gură și nu spune nimic. Doamna Ioana, dar dumneavoastră n-ați încercat, dacă toți sunt acolo în școală, am înțeles, să vă duceți la ei, să luați legătura cu ei, să le cereți să vă explice ce se întâmplă? Sau dacă nu e putem, cazul dacă să vă panicați? Nu putem să ne ducem, că sunt niște cadre mai așa, directorul ăsta a școlii, administratorul ăsta e cam... sever, copiii să plâng, lumea să plânge că nu poate mai trimite copiii la școală, că să dorm în școală. Nu îndrăznim să ne ducem. Și școala nu avem copii de școală, că nu se sărate, i-am inundat, copiii nu se sinistrați în altă șovăzia cu Nike. Noi suntem supărați în mai multe privințe, numai noastră. Noi suntem mai bătrâni, dar copiii noștri sunt mai în pericol, că stau în moduli. Asta e treaba. Spuneați că a fost afectată și școala? Poftim? Și școala a fost afectată în urma cutremurelor? Da, sigur, școala de aerodrom este afectată, sigur că da. Copiii mei sunt mai îndrăzniți să mai vin la școală, că mi-e frică. Deci să înțelegem că cam toate clădirile de acolo, din din zona sunt afectate. Da. Doamna, dacă primarul ați luat legătura, a venit să vă spună ceva? Ce sunt? Primarul mi-a tras de 6 litri de apă și la renivere. Da. Și nu v-a mai zis nimic? Treabă, ne puteți spune cum îl cheamă pe primar? Nicolae Ion. Nicolae Ion, domnul Nicolae. Noi suntem în zvoarele aici, mă ascultați? Da, suntem în noi. Eu sunt femeie cu frică de Dumnezeu. Noi suntem aici în satul ăsta, izvoarele, foarte izolați. Noi farmacii n-avem, noi dispensari n-avem, noi primării n-avem. Noi ne ceară să vă zic că avem 5 km până ajungem la primărie și ne plângem undeva. Avem 5 km până la dispensar. Dispensar, farmacii, noi suntem un sat izolat, a nimănui nu ne bagă nimeni în seamă. Asta. Să știți de noi, că noi suntem cei neamărâți din groapa asta, că nu ne bagă nimeni în seamă. Asta. Mama, vă vorbiți cu sufletul, cu sufletul, cu credință în Dumnezeu. Doamne, trebuie să fiți tare, să nu vă panicați, trebuie să rezistați. Nu ne mai panicăm, că de-aia s-a luat la 3, ne-am trezit cu buciumala, așa am ferit. Vreau frumos, mă iertați, m-a scăpat pe mine. M-a scăpat cu pipile pe mine. Asta. Doamne, dar ați stat de vorbă cu vecinii, cu oamenii de acolo. Ce spun oamenii din localitate? Tot aceeași problemă. Suntem toți afectați împrejur și toți suntem în aceeași problemă. Toți suntem vecini, și ne uităm în alții, ne zâmbim în alții, nu știm încotro să luăm. Cam câți locuitori sunt acolo? Nu ne spune să plecăm. Oamenii să plecăm, că copiii mei sunt sinistrați, sunt mutați în module. Oamenii să plecăm de aici, încotro să luăm. Doamna Ioana, cam câți locuitori sunteți acolo afectați de ce se întâmplă? Poftim? Câți locuitori? Dar mai nu prea este semnal, de aia eu mă foiesc așa. Nu e nicio problemă. Vă întrebam cam câți locuitori sunteți? Câți locuitori el sunt de izvoare aici? 1500. 700, mă joc la 700 aproape. Noi suntem amărâți. Ce ne-ai amărâți? Noi suntem în groapa asta aici. Da. Dar l-am auzit... Vecinii, le-au crăpat casele. Sunt minor, toți vecinii s-au amărâți, sunt speriați, stau cu frica în somn. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. L-am auzit cumva și pe soțul dumneavoastră, îl puteți da la telefon? Da, uite, soțul meu e aici, poftim, am eu vorbesc. Mă rog, să ne spună și dumnealui ce se întâmplă. Da, cred că nu este semnal. Alo. Bună ziua. Bună dimineața. Bună ziua. Ce rămâne, doamnă? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă, doamnă, dragă? Mine nu răcea după lume. Mine nu răcea după lume aici. Cutremurul de azi noapte, de la 3 și până acum, sunt vreo cutremurile, s-a făcut totul, da. Și mai mari, și mai mici, și stăm așa înfricoșați, stăm... Da. Dar de când a început totul? De când a început? Da. Cam câte cutremuri ați numărat, dumneavoastră? Până acum? Da. Da, și de cam de câte după zile? După ce se retrasă apa, apele, continuu. Asta ce înseamnă? Are de cât timp? Două săptămâni are de când facem. Și de două săptămâni n-a venit nimeni să vă zică, nu știu, clar, nimeni, ce se întâmplă nimeni. Acolo? Nimeni, aveți televiziune acum. Ieri a venit, a luat, nu știu, a făcut antena 3.
Bun, dar autorități, domnul primar sau cineva de acolo, din zonă, să vă spună ce vreau. A venit domnul primar și a venit adus niște sticle de apă, că e apa contaminată și atât. Deci pământul se cutremură acolo, casele se dărâmă și... Continuu, domnule, continuu. V-au adus niște apă. Da. Atât. Dar l-ați întrebat atunci când a venit? E apa contaminată și apă de la Ciușmea, de la adâncimii. Da. Bun. Dar când a venit să vă aduc apa, l-ați întrebat, domnul primar, ce se întâmplă? Ce ne puteți spune? Nu, s-a trimis de ce fiese de la primărie și atât. Da. Păi și dumneavoastră nu l-ați întrebat nimic despre situația prin care treceți acolo? Dar nu pot să stai de vorbă cu ei. De ce? De ce? Spune că e plecat, că e încolo, că e încolo. Da. Cât de afectate sunt casele în acest moment? Că am înțeles, sunt crăpate, pereții se afundă pământul, se scârpă. Vedeți ce e cu aia, și la mine acasă mă refer, dar la toată lumea aici care e în zona asta, da, în zonele toată lumea este. Cum arată casele? Crăpate, ca după cutremur. Am înțeles că cel puțin casa dumneavoastră stă să cadă. Păi da. Adică dacă mai vin încă două, trei serii de cutremure de genul acesta... Păi, se termină. Ce să faceți? Asta e viața. Aveți e impact de iarnă, unii ducem noi decât sub cerul liber. Aveți provizii de alimente? Nimeni nu vine, nimeni nu... Asta ca să... Da. Dar aveți copii, aveți nepoți la școală, că am înțeles de la doamna Ioana că și școala a fost foarte afectată. Da, bineînțeles. Și de aici, la Sobozia, și tot. Da. Da. Bun, dar ce vă rog eu e să ne explicați mai exact în timpul cutremurului ce se întâmplă. Că ne explica doamna într-o fel că... pământul de sub. Fierbi. Alo, alo. Pot să intervin și un pic? Vă rog. Da, vă ascultăm. Da. Am întrebat pe Cosăteanu meu ce simptome are aceste cutremuri. Da. În primul și în primul rând vine un vuiet. Așa. Uite, așa, că zici că parcă zici că nu-i cutremur, dar vine parcă zici că e o bombă atomică, așa. Parcă, și așa. Se mișcă pământul pe zi de scală. Să le toată lumea. Și cum ar fierbe ceva de desubt. Da, deci are efectul unui arc. Efectul unui arc. Deci ne coboară în jos și după aceea ne ridică. Plus bubuitura, care este înaintea efectului de arc. Da. Spunea Constantinul dumneavoastră că toate aceste probleme au apărut după ce s-au retras apele, dacă am înțeles. Da, uitați care e problema. Nu este din cauza apelor. Căutați și vă înțelegeți. Apele au fost în 2-3 zile, au trecut pe lângă noi. Cum putea să ducă apa la 5 km adâncime ca să afecteze cum se spune, ne-a avurit seismologii și care au fost acolo să spună că din cauza apelor. Apa la mine în curte aici, că stau în parte de la Valea de Șosea, este pus eu cu cană apă de fântână. Da. Și atunci de la ce credeți că e? Ce bănuiți că ar fi atunci? Ce să bănuim? Păi, de Dumnezeu ce vreți să nimeni nu ne spune că a fost cum... Asta de... La data fizică, pământului, cum este aparate puse aici la SBC, dar nu spune nimeni nimic. Astăzi când vezi rezultate, n-a dat nimeni nimic. Da. Deci, practic, până acum, singurele măsuri care au fost luate, a venit cineva cu un aparat, nu știu cum se cheamă, în așa de măsurat... Seismolog. Seismolog, și asta este tot ce au făcut. Au luat doar la cunoștință. Dar nu ne-a spus, dumneavoastră, de la ce credeți că se produce totul? Că oamenii de acolo au fost unele voci care au spus că ar putea fi vreo legătură cu explorările... Nu, domnule, uitați care treaba. De ce nu ne spun specialiștii care avem specialiști în seismologie de renume mondial? De ce tac și nu ne spun? Normal ar trebui în 2-3 zile după ce s-a montat aparatul seismolog, normal trebuia să ne spună măcar o informare estimativă. Nici nu vor să spună. Noi, ca niște uituri, nu putem să spunem că ar fi din cauza X sau din cauza Y. Să ne spună seismologic. Avem seismologi de renume mondial. Deci de două, trei săptămâni nu vă dă nimeni nicio explicație. Deci după două săptămâni, dar în două săptămâni se poate întâmpla orice nenorocire acolo în localitate.